Permisul de conducere este tot mai greu de obținut după ce proba practică a început să fie filmată. Numărul celor care au trecut examenul a scăzut. Deși a trecut doar o săptămână de când polițiștii înregistrează întreg traseul parcurs, doar unul din doi elevi a carnetul, spun instructorii auto. Tot ei susțin că tabletele cu care se filmează sunt prea mari și ar cam încurca la condus pe elevi. Credeți că o să urmăresc modul cum noastră folosiți mijloacele de semnalizare pe timp cât ne deplasăm pe traseu, cât și la manevrele pe care le vom efectua? Dacă în momentul când vă dau vreo comandă nu înțelegeți, o să vă rog să mă întrebați, vă repet. Oana are 26 de ani și încearcă pentru a doua oară să obțină permisul de conducere. De data aceasta, în fața camerei de filmat. Sper să fie cu noroc de data asta. Eu mă concentrez doar pe ce am de făcut, încerc să fiu atentă și să... E prima examinare, nu știu să văd, doar lăsați-mă să mă concentrez pe ce am de făcut, vă rog. Pe mulți, camera de filmat pare să intimideze. De când proba practică este filmată, numărul elevilor picați a crescut dramatic, spun instructorii care se tem că rata de promovare va fi tot mai mică. E clar că va scădea. Pe de o parte e bine, pe de altă parte, chiar dacă se filmează, nu reflectă realitatea. Emoțiile cresc de două ori mai mult la candidat. În al doilea rând, cred că aceste camere sunt tablete sau ce sunt prea mari. Și pentru vizibilitatea examinatorului și pentru vizibilitatea candidatului. Alexandru își stăpânește emoțiile. Deja am mașină. Da, deja e pregătită. La 18 ani, cu nici 20 de ore de condus, vrea să obțină permisul de conducere și pare încrezător, deși știe de la prietenii lui că nu e deloc ușor. Eu sunt pregătit, mă simt în stare să-l iau. Am mai avut prieteni care au dat examen de când s-a instalat camera la traseu? Un prieten a picat. De ce? S-a emoționat din cauza camerei. L-a influențat puțin și s-a panicat puțin și a picat. Iar tehnologia nu iartă. Cu fiecare mișcare înregistrată, șoferii nu au nicio șansă să scape nesancționați. La o săptămână de la introducerea camerelor, oficialii se feresc să dea cifre despre promovabilitate. Este prematur să facem o astfel de evaluare. Monitorizăm permanent modul în care se pune în aplicare procedura de lucru în domeniul examinării candidaților. Mai puține permise s-ar putea traduce în mai puține accidente. Acum România conduce în topul tragediilor de pe șosele cu mii de victime în fiecare an. Conform statisticilor, cei mai periculoși șoferi au până în 25 de ani, conduc mașini puternice și au permis de mai puțin de 5 ani.